văd că se scoate el. Ce sentimente? Ce uite, eu vorbeam ieri cu Patricia la masă și Patricia au zis că el face cumva asta ca să aibă activitate aici în casă. Și am spus că da, și eu m-am gândit la asta. Tu, că fată bună, tu ai nebunit? Că e posibil să facă asta pentru... Ai nebunit, dar cum pentru uite de la Patricia, eu de la început... Dar eu am fost de părere cu Patricia, am fost de acord... Adică m-am gândit și eu la asta. Crezi că el ar fi, uite de la el. Ascultă-mă, stai un pic, nu luați mie apărarea. Uite teoria mea. Stai, la uite teoria mea. Nu, eu am făcut-o. Uite-te-mă la el ce drăgălaș și tu chiar crezi că... Laurențiu, stai numai un pic. Băi, nu apărarea mea, unde ce a zis? De când am intrat în casă, mi-am dat seama că nu ai o părere bună despre mine, îmi pare rău. Chiar crede-mă că nu pot să joc așa cum credeți voi. Dacă aș vrea să joc, o pot juca începând de mâine. Cristina, te asigur eu că îmi ești foarte dragă, vreau să te cunosc. Te chem în Camera Roșie, ți-o spun de pe acum. Să fii pregătită. Dacă vreau să încerc, îmi pare rău că transmit falsitate. Dar dacă... Dar știi că în casa iubirii lucrurile se interpretează oarecum, știi? Adică... Îmi pare rău că se interpretează așa, Cristina. Îmi cer scuze. Le-am zis adică, nu-i părerea mea. Nu se interpretează. Păi Cristina a spus că era acum la masă cu... Am fost, păi da, am discutat aspectul ăsta pentru că înainte cu câteva zile, dacă ți-aduci bine aminte, s-a discutat în casa voastră aspectul ăsta. Poate să fie posibilitatea asta, ca tu acum, pentru că te gândești că ar fi ultima ta săptămână să dai tot ce ai mai bun ca să demonstrezi că ești interesat cu adevărat. Auzi, Patricia, ai zis că n-a fost ideea ta. Cui a fost ideea? Păi nu s-a discutat acolo. Eu nu, ți rad. Poate să fie ultima săptămână oricăruia de aici. De ce nu dați totul de la voi? Poate să fie ultima săptămână. Asta e. Eu nu plec. Aici stau. Da, se pare că se vrea să plec. Nu, mă, omul, mă. Nu râde. Ar trebui, Alexandru, ar trebui să ai mai multă încredere. Numai puțin. Vă zic sincer, repet, cum am spus-o și ieri, într-adevăr, dacă m-am retras, n-a fost bine, greșeala mea că m-am retras, trebuia să mă țin ață pe cine trebuia să mă țin. Asta e, repet, din prea mult bun simț, așa cum a făcut mama și tata, m-am retras ca să le fie altora mai bine. Da? Dar nu te judecă nimeni. Ascultă-mă, în weekendul acesta, repet, Robert a fost singurul care m-a văzut. În momentul în care eu m-am văzut la televizor, a fost într-adevăr scena aia cu dansul cu Titanic. Băi, frate, am retrăit momentul ăla și am zis că uite, frate, că pentru, am simțit ceva pentru fata aia. Și de luni, mă rog, de alaltă ieri am spus că voi încerca, chiar dacă mi închizi ușă, o ușă o deschid. Dacă iese mi-o închizi la a doua oară, asta e. Până ieri nu mi-ai spus niciodată, Alexandru, nu. Nu mi-ai spus. Mamă, ce toți aveți nevoie de nu, da. Ce pare? Alexandru, la începutul emisiunii părea că noi nu vrem dragoste aici și că voi erați dornice, dar acum s-a inversat loc. Băi, Robert, dacă ea are ceva pentru tine, totul depinde, nu doar de aspectul fizic, pentru a cunoaște o persoană nu este doar aspectul fizic, este pur și simplu ce-ți transmite ea. Și noi, dacă intră un băiat, nu știu, pe placul nostru fizic și nu ne înțelegem în diferite puncte de vedere, nu este nimic greu și cred că este cel mai corect să spunem din prima, nu, îmi pare rău, nu suntem compatibili. Dar eu, Alexandru, revenind la tine, ceea ce cred, oarecum sau ce înțeleg, e că tu ești supărat oarecum pe tine însăți că nu ai făcut tot timpul ce ai vrut. Pentru că tot timpul ai ascultat de părerile celorlalți și nu ai ascultat de părerea ta proprie. Și cu asta mi-am dat seama când am fost în casă și m-ai întrebat pe mine ce ai face tu. Doamne, da, Lorena, dar stai mai un pic. Păi dar și care fata, că el o ceartă cumva în supărarea lui, pare că o ceartă pe Cristina. Da, asta pare, dar el în realitate este supărat pe el însăși pentru că ai ascultat părerile altora și nu într-adevăr ce ai simțit tu cu adevărat. Nu e vorba neapărat de asta, Lorena, dar Alex a spus la un moment dat că el a dat... Bă, fiecare zice ceva și celălalt zice, nu e adevărat, de fapt, se zice ce trebuie să zice la asta. Eu întotdeauna, când am fost argumente, am făcut cuvintele omului respectiv. Alex a spus la un moment dat că n-a dat ce trebuie din el și că a lăsat și că trebuia să se țină ață pe o persoană, nu știu despre cine vorbea, în condițiile în care voi, fetelor, că nu sunteți nici voi de vină, dar nici el, nu i-ați oferit nicio șansă. Pentru că nu există compatibilitate, nu-i vina nici a lui, nici a voastră. Că dacă nu e compatibilitate între două persoane, nu poți să forțezi ceva. Da, asta așa. Nici din partea voastră pentru el, decât strict prietenească și invers. Nu dacă e ca și cum el a fost îndrăgostit de bunește și nu s-a ținut de o fată și mi se pare că se duce tot într-o extremă.
extremă de asta, nu știi? E nicio extremă, Radu. Păi, pur și simplu, ca și cum. Oricum, el a vrut să o cunoască pe Cristina. El a vrut să o cunoască pe Cristina, dar la un moment dat s-a dat la o parte și cred că i-a părut rău că s-a dat la o parte și pur și simplu regretă lucrul ăsta. Păi bine, atunci aș judecați-vă pe mine, dacă am pe tine de ce, Radu? Pe tine nu te-am adus în discuție deloc. Dacă i-am ales sentimente pentru el, fix ce să pe tine nu te-am adus în discuție deloc. Lorena. Omitem o singură chestie. Fata asta, Cristina, era aici pe fotoliu. Dar cum a vrut să vorbesc, dar nu mă lasă nimeni să vorbesc. Mi se pare că toată vine la Cristina. Dar Lorena, oare Cristina, doamna Cristina, să te devinuată. Veți fi judecat. Eu am avut cameră cu tine, Alexandru, la început, când m-ai chemat tu, după ce mi-ai spus că, de fapt, ai intrat în competiție pentru mine și nu ai spus asta, din respect pentru mine și Radu. Și am avut atunci cameră roșie și ți-am spus, Alexandru, noi putem discuta, putem... nu știu, să vorbim așa, normal, să ne cunoaștem, dar nu simt că aș putea avea ceva cu tine. După care am avut dansul amândoi, a venit la mine, am dansat și ți-am spus că nu simt nici atunci. Ai spus și tu că nici tu n-ai simțit. Corect. Adică, știi, și acum îmi spui cumva că eu, de fapt, nu ți-am spus de la început și din cauza asta. De la închis? Eu, din câte nu despre asta ai spus? Sau am înțeles eu greșit? Eu nu vreau să mai dezvolt subiectul, dezvolt doar că îmi pare rău că vă dau impresia asta, că vreau să stau, că dau tot ce e mai bun. Dacă e să plec acum duminică, asta e, plec cu capul sus și simt că voi pleca. Sincer. Și dacă nu pleci, Alex? Dar noi nu, dacă nu. Noi nu ne-am gândit la asta. De ce nu ai încredere, nu știu, în tine, în susținătorii tăi și am încredere, pentru că de o lună de zile, îți repet, eu poate mă uit la chestiile mici. Greșeala mea. Nu. N-am primit, v-am spus, nu tânjesc după niciun vot, dar măcar așa, uite, cum mi-a dat Laurențiu Irine, e un vot de încurajare, pur și simplu. Și eu ți-am dat. Frumos, primul. A zis că tu e... Acum 2-3 zile. Alex, dar nu suntem doar noi aici. Dar nu tânjesc după chestia aia. Da, bine, am înțeles. Să nu mă înțelegeți greșit, că nu gest în sine. Da, ca și gest. Eu, de exemplu, de multe ori de când a intrat Irina, să știi că și eu am vrut să o pun ca, nu știu, ca curaj. Dar n-ai făcut-o. Da, n-am făcut-o. Păi ce? Pentru că am optat să o uit, să o votez pe ultima oră pe Patricia. Dar te judecă Cristina, Irina, că ai asta? Da, chiar, eu, pe mine nu m-ai votat niciodată. Da. Dar săptămâna trecută, de ce ai votat-o pe Patricia? Ce ai votat-o pe Patricia? Pentru că Patricia a fost fata care, nu știu, a empatizat, bine, poate cu toate, dar ce mi-a spus ea în camera roșie, că m-a văzut pe conexiune, nu știam că a fost conexiune atunci când am avut momentul de sensibilitate și eu, pentru mine, chiar am apreciat când am deschis-o și am văzut că e Patricia, nu știu, m-a surprins. Și tocmai de aceea am votat-o prin simplul fapt că i-am apreciat acțiunea din săptămâna. El a votat-o pe Patricia în gală și după aia după gală am avut noaptea lungă și le-am văzut la TV și tot. Alexandru, tu aveai o altfel de ambiție când ai intrat aici în casă și, nu știu, după două săptămâni cam așa, tot aceeași ambiție ai avut. Acum nu știu ce s-a întâmplat cu tine săptămâna. Te-ai inhibat. Da, foarte mult. Nu e vorba, mie mi se pare că e la fel cum era, doar că omul simte un pic lipsa atenției voastre, ce e drept. De aceeași părere. Da, asta e, nu mă? Altceva e? Poate. Am spus. Ați venit să vă îndrăgostiți? Dar nu-i vorba de tot timpul l-am întrebat pe conexiune fiecare, ce face, cum se simte. Și uite, și eu am simțit, spre exemplu, ieri mi-a făcut mie de mâncare mie. Alex, dar ții minte când ai intrat, și ți-am spus că vrei să pari încrezut în tine, încrezător, așa, dar de fapt nu ești chiar așa? Dar eu sunt, Bianca, doar că mai am și un moment în care, nu știu, mă simt și singur. Eu cred că nu ai nevoie neapărat de aprobarea noastră, chiar dacă noi... sau, nu știu, majoritatea fetelor te vor propune către eliminare, vor decide telespectatorii. Deci, oricum, cum n-ar fi, tu ai făcut tot posibilul și nimeni nu te-ar judeca dacă tu, în acest moment, chiar ți-ai arăta toate armele. De ce să fie propus când sunt dorniși să pleci acasă? De ce să fie propus? Adică, cum n-ar fi, ar trebui să trăiești experiența la maxim. Uite ce să vezi, eu tot stau. Fetelor, dar săptămâna asta eu sunt la rând. Alexandru, dar tu ai văzut câte comentarii pozitive sunt despre tine? Câtă susținere ai, câte comentarii pozitive ai? Adică nu te încurajează acest lucru, nu îți dă speranță că ar putea fi mai puternic decât al concurent? Trebuie să-ți dorești, să ai ambiții în continuare, așa cum ai fost. El își dorește să stea în continuare. Voi de ce să-l votați? Dacă sunt alți doritori să plece acasă? Dar cine a zis că-l votează? Bianca.
Eu am zis o chiar zis că dacă. Majoritatea fetelor a vorbit în am numele zis vostru. Chiar dacă. Majoritatea fetelor a chiar dacă. Am zis chiar da. Dacă. Nu, eu chiar pentru am... că lui e frică să plece, el a zis că el simte că va pleca. Atât. Bun, fetelor, dar am și o propunere. Dacă omul totuși vrea să rămână aici și eu vreau să plec acasă. Păi e mai pesimist. Dar cine a zis că îl votăm pe Alexandru? A zis cineva ceva? Gata, vă iubesc. Nu, așteptați să vină gala și o să vedeți cine o să vă. El este, el este un pic tristus pentru ziua de ieri că n-a avut nicio cameră roșie, nici el nici. Nu, nu, nu de aia. Nu, nu, nu. O să... Dar cine n-a mai avut cameră roșie? Eu. Ați rămas unii? Am fost ok. Dar celelalte camere roșii? Eu am avut una plină cu glos. Dar lasă, Radu, mă, tot spui de glos. Nemulțumitului îi se va ia darul. Da, dacă nu se mai darul, iau eu. Nu o să mai vezi pe fața ta glos niciodată. Dar pe buzele ei, da, să știi. Da, gata, mă... nu mai. Dacă o să am eu grijă de aia, putea să vezi și pe buzele tale. Eu ți-am spus. Ți-am spus în grădină că dacă mă mai superi... Râd.